Așa cum s-a amintit, o să continuăm în seara aceasta studiul despre sănătatea oaselor și aseară am vorbit despre vitamine și minerale implicate în acest lucru, dar în seara asta o să continuăm și cu alți nutrienți și alți factori care influențează sănătatea sistemului nostru osos. Și am rămas la fibrele alimentare. Aseară vorbeam, ultimul lucru, vorbeam despre sodiu. Acum vom continua cu fibrele alimentare. Fibrele alimentare sunt de două feluri, fibre solubile și fibre insolubile. Cele care influențează cumva sănătatea sistemului osos sunt fibrele solubile. Fibrele solubile se găsesc în aproximativ 36.000 de specii de plante. Ce înseamnă faptul că sunt solubile? Înseamnă că atunci când sunt dizolvate în apă, ele formează niște geluri care au diferite roluri în organism. Dintre fibrele solubile, cele mai întâlnite, să zicem așa, și cele care formează aceste geluri sunt fibrele care se găsesc în ovăz, în mazăre, în morcovi, în mere, în citrice, în semințele de chia. Acestea sunt fibre solubile. Și dintre fibrele solubile, cea care se remarcă, în special pentru sănătatea sistemului osos, este inulina, așa se numește această fibră. Inulina crește absorpția de calciu și alte minerale la nivel intestinal și crește de asemenea și densitatea osoasă. Dintre cele sursele de inulină, cele mai întâlnite și unde se găsește în cantitate cea mai mare de inulină din această fibră solubilă, se spune că este rădăcina de cicoare. Aceasta este cea mai importantă sursă de fibră solubilă. Vedeți ce cantitate se găsește în rădăcina de cicoare, între 35 și 47 de grame la 100 de grame. Mai avem în usturoi, în sparanghel, în ceapa verde, în grâu, în ors și așa mai departe. Și mai avem și alte surse în care găsim inulina. Dar deși fibrele alimentare asigură sănătatea oaselor prin aportul lor, trebuie să avem un aport adecvat din aceste fibre alimentare. Tot vorbeam despre echilibru și la acest capitol trebuie tot un echilibru să avem, pentru că consumul excesiv de fibre alimentare poate să scadă absorpția calciului dacă avem un consum de fibre alimentare de peste 55 de grame pe zi. Încă un factor, încă un element nutritiv care influențează sănătatea oaselor sunt și proteinele. Și proteinele la fel, trebuie să găsim un echilibru și anume să avem un aport adecvat de proteine. Nu știu dacă Lucian v-a spus aseară, cred că v-a spus, cât ar fi necesarul de proteine într-o dietă echilibrată. Deci necesarul este cuprins între 15 și 20% de necesar de proteine. Dacă regimul alimentar este sărac în proteine, creșterea masei osoase poate să fie afectată. Dacă de asemenea avem un exces de proteine, nici aceasta nu este bine, pentru că proteinele, cele de origine animală în special, pot să crească calciuria. Calciuria este calciul urinar crescut. De asemenea, încă doi factori foarte importanți pentru care influențează
sistemul osos sunt alcoolul și fumatul. Și avem și câteva studii aici. Alcoolul și fumatul sunt factori majori de pierdere a masei osoase, mai ales în combinație și mai ales la femei. Deci dacă există femei care și fumează și care și consumă alcool, pentru că la femei în general există și probleme și risc mai mare de a dezvolta osteoporoză și așa mai departe, aceștia doi sunt factori majori de pierdere a masei osoase. Fumatul crește cu 13% riscul de fractură de șold și cu 31% riscul de fractură de coloană și cu 31% riscul de fractură de șold la femei. Și avem aici un studiu care s-a făcut pe 87 de adolescente, între 18 adolescente tinere, între 18 și 20 de ani, pentru că, în special, am vorbit în prima seară că în perioada din copilărie până la adolescență, atunci este important să avem grijă de oasele noastre, pentru că atunci se dezvoltă structura osoasă. S-a făcut acest studiu pe aceste adolescente care aveau episoade frecvente de consum de alcool. Erau la facultate, deci s-au luat acești subiecti dintr-o universitate și s-a studiat consumul lor de alcool comparat cu densitatea osoasă. S-a studiat densitatea osoasă și riscul de osteoporoză. Și s-a ajuns la concluzia că consumul frecvent de alcool în perioada adolescenței și la tineri, în perioada tinereții, crește riscul de fracturi și crește riscul de osteoporoză. Studiul este destul de recent, este din 2018 acest studiu. Și încă un studiu, pe un lot mai mare, tot la fete, între 11 și 17 ani, li s-a studiat stilul de viață și de nutriție, stilul de alimentație și densitatea oaselor. Și în special s-a studiat acest lucru în raport cu fumatul. Fetele care au declarat că fumează au prezentat un declin al densității osoase în zona șoldurilor, în timp ce nefumătoarele au dovedit o densitate osoasă stabilă sau chiar crescută. Vă dați seama, între 11 și 17 ani, cât de tinere, fumătoare, iar până la pragul de 19 ani, fumătoarele au prezentat un real deficit de absorpție a mineralelor în oase, fiind cu un an în urmă față de nefumătoare din punct de vedere al dezvoltării osoase. Deci, aceasta s-a dorit a se evidenția diferența dintre fumători și nefumători, raportat și cu ceilalți factori care influențează densitatea osoasă. Acest studiu este un studiu din anul 2011, deci este destul de recent și acest studiu. Încă niște nutrienți, niște factori care influențează sistemul nostru osos sunt fitoestrogenii. Fitoestrogenii sunt un grup de substanțe chimice din plante care pot fi clasificați în lignani și izoflavone. Și izoflavonele le găsim cel mai mult în soia. Izoflavonele din soia inhibă rezorpția osoasă, iar soia este un aliment care conține de 100 de ori mai multe izoflavone decât năutul și alte leguminoase. Deci, în privința conținutului de izoflavone, soia este în top. Iar femeile în postmenopauză care au un aport crescut de izoflavone în dietă au o densitate osoasă mai bună. Și un tip de izoflavonă din soia este genisteina, care crește densitatea osoasă
fără a crește riscul de cancere hormonodependente. Știți că există ideea că soia este cancerigenă sau consumul prea mult de soia. Dar, da, trebuie să avem un echilibru și în privința consumului de soia și la fel ca la toate alimentele, nu trebuie să exagerăm. Dar vedem că nu crește riscul de cancer. Și încă un factor important este activitatea fizică. Activitatea fizică combinată cu alimentația sunt factori care pot într-adevăr să influențeze sănătatea oaselor. Și se spune că exercițiile fizice moderate și mersul alert au efecte pozitive asupra densității osoase, ajută la mineralizarea oaselor, întărirea articulațiilor și tendoanelor. Cel puțin 30 de minute, cei care fac mișcare zilnic, cel puțin 30 de minute, prezintă un risc mai scăzut de fracturare a oaselor vertebrale și a șoldului. Și aici nu ne referim neapărat la un sport sau sport de performanță, ci pur și simplu mersul pe jos sau grădinăritul sau un mers mai alert, spunea și Luciana seară despre mersul pe jos, urcatul scărilor, urcatul și coborâtul scărilor, sunt tipuri de mișcare care ajută articulațiile și ajută și oasele. Încă un studiu referitor la mișcare, de data aceasta, din Suedia, s-a făcut un studiu pe 2300 de tineri de 18 ani și aceștia, cei analizați, erau implicați activ în sporturi, iar în urma acestui studiu s-a descoperit că cei care au obișnuit să practice un sport au o densitate osoasă mai mare decât cei care nu au avut o activitate fizică regulată. Deci este bine activitatea fizică să fie și regulată, nu așa din când în când, ci să fie, să avem un program de activitate fizică zilnică. Și mai sunt câțiva factori pe care nu i-am trecut în prezentare, cum ar fi dietele extreme pentru pierderea în greutate și acestea pot să influențeze sănătatea oaselor și nu influențează în bine, ci în rău, pentru că aceste diete extreme pot să ducă la pierderea masei osoase și la slăbirea generală a oaselor. De aceea tot vorbim despre alimentația echilibrată, deci să nu trecem în extreme, nici într-o parte, nici în alta. Și despre încă un factor despre care nu am vorbit este consumul de cafea. Și cafeaua, o să vorbim și mâine seară puțin despre cafea. Cafeaua, consumul excesiv de cafea poate să afecteze absorpția calciului și poate să crească eliminarea acestuia prin urină. De aceea să limităm cât posibil sau chiar să renunțăm, aceasta ar fi cel mai recomandat, dacă consumăm cafea, să renunțăm la cafea. Pentru că asta este doar unul din riscurile, din factorii care din urmările consumului de cafea acesta pentru oase, dar sunt și alte efecte negative. Și încă un aspect este lipsa somnului. Și somnul, un somn adecvat este crucial pentru sănătatea generală organismului în general, dar și pentru oase, pentru că lipsa somnului poate să afecteze metabolismul calciului și atunci calciul nu mai este absorbit cum trebuie și poate să crească riscul de afecțiuni osoase. De aceea trebuie să ne asigurăm și de un somn odihnitor în fiecare noapte. Cam aceștia ar fi factorii despre care am vrut să vorbim în această seară și mâine seară o să continuăm prezentarea cu alimente recomandate și alimente nerecomandate. Am atins despre unele, am atins unele puncte, dar o să le luăm pe rând și o să vedem și de ce și
Mâine seară vom mai vorbi despre încă un factor cheie pentru sănătatea oaselor pe care nu l-am amintit deloc, dar mâine seară, dacă veniți, o să vă spun, este un factor foarte, foarte important și o să vi-l descoper mâine seară. Vă mulțumesc pentru atenție în această seară și vă mai așteptăm. Mulțumesc!